Și bine ați revenit la episodul 16 cu Adrian MC. Sugarcane-ul care îl căutam. Acum să ne mai uităm puțin prin jur, poate găsim vreo piramidă. Ar fi bună și aia, mai găsim niște TNT-uri, minăm cu ele. Găsim poate și diamante prin piramidă. Dar episodul trecut s-a terminat mai brusc, am uitat să pun cum trebuie timerul. Dar nu contează. Episoadele se opresc așa dintr-o dată pentru că s-o filmez cu bandicam-ul, nu l-am cumpărat și este mai bine pentru că se oprește singur. Abia nu filmez peste limită ca să mie mult după aia, uitați, sugarcane și pe aici, să mie mult cu renderul. Deci este bine și așa. De acum o să încerc să mă orientez când trebuie să închid filmarea. Nu știu, depinde, dacă vreți voi, am să-mi instalez și Raze Minimap-ul. Lăsați într-un coment, dacă doriți. Dacă strâng câteva, maxim 4 păreri, o să-mi pun și Raze Minimap-ul. Dacă nu, lăsăm fără. Nu, cu Raze Minimap mai ușor punem un waypoint unde-i casa și ne găsim ușor drumul și unde am murit. Dar asta numai dacă doriți voi, alt mod, nu cred că o să mai instalez. Nici timber, doar Raze Minimap-ul dacă doriți. Cât sugarcane avem? 23. Deci trebuie să facem o fermă de arunc de mare. Uf, nu avea mâncare. Păi, în rest, e bine că am găsit sugarcane-ul. Poate avem vreo mică șansă să găsim vreo piramidă. Așa. Bun, avem piramide. Bun, piramide. Putem să luăm lână, dar momentan o lăsăm așa. Ups, ciudat. Nu trebuia să se spawneze în halul ăsta, dar am putea noi să o reparăm într-un episod viitor. Doar să avem mare grijă să nu cadă ceva pe placa de presiune, oare e acolo? Da. Ca mai poți, de exemplu, pe un server să se întâmple să se genereze piramida fără partea de jos, cu chesturile și cu placa de presiune, TNT-urile și așa mai departe. Bun, ajungem la placă să o spargem. Da, gata. Emeralde, carne de zombie, aur. Nu-i bine până aici. Uf, așa, luăm și goldul. Fieroase. Bun, acum. Da. Am avut o mică problemă și, cum să spun eu, mi s-au multiplicat itemele în inventar. Nu, am găsit și sugarcane. Tot ce mi s-a multiplicat erau, stai să vedem, noi am găsit 6 gold. Deci, bun, aruncăm 5. 3 emeraldele aruncăm. Bun, a fost doar o mică problemă atunci când s-a oprit videoclipul. Mie de fapt, cum să spun, mi-a dat crash și am filmat iar, dar partea aceea nu s-a salvat. Deci, ca să vedeți, le dau foc la temele care mi s-au dublat. Bun, ca să nu zice că joc. Bine, sper să nu e foc restul casei. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 și stai. Bun. Da, e bine. Lăsăm asta aici. A luat și TNT-urile și restul ce era valoros. Așa. Acum facem o carte. Lângă cartea mai trebuie să luăm, să ne facem un târnăcop de diamant. Pentru că din episodul trecut am găsit cele 5 diamante. Mereu luăm 14 bucăți de obsidian pentru portal și pentru, cum se numește, asta, știți voi, masă de enchant. Și între timp să plantăm și ferma de sugarcane deasupra pe casă, dar dați așa, bun, mai avem aici găleți. Luăm apă de aici de la fermă.
Da, mi-e ciudat că nu mi s-a salvat cum trebuie episodul trecut, dar acesta va veni în continuare a lui. Deci o să vină în jurul a 14 minute. Da, stați. Așa, bun. Am luat și apa asta, reparăm aici. Lăsăm târnăcopul până atunci aici, sunt casă, la prețioase. Luăm dărtul pe care îl avem și ne facem ferma. Ups, sus aici, pe casă. Undeva pe casă. Lângă ferma asta altă. Am putea începe direct să săpăm șanțurile. Mai bine decât să punem. Abia mai facem rost de dărți, bine aici nu trebuia să spar, nu contează. S-ar putea să facem și o fermă de cactus, dar momentan nu ne este de folos, așa că poate în alte episoade. Nu vedeți. Bun, acum să punem apă. Așa, e bun. Ar trebui să ne facem un izvor infinit aici, zona asta. Nu, aici, nu acolo, și aici. Mai luăm și gălețile astea. Stați, o împuși pe asta, că ne mai trebuie în capătul ăsta și în capătul ăsta. Acum să plantăm ferma și sperăm că până o să crească da, până o să minăm obsidian, o să crească puțin din ferma asta. Ne trebuie în jurul a. Am să văd eu exact cam câte cărți de enchant ne trebuie pentru level 30. Așa, mai rămas cu 3 sugarcane. Nu lăsăm gălețile în chest, luăm doar una cu apă cu noi. Sugarcane-ul las aici, asta aici. Păstrăm o jumătate de stack de dirt la noi. Luăm târnăcopul să putem lua obsidianul. Și doar să găsim drumul către lavă. De asta că era drept pe unde trecea mina noastră, deci nu va fi greu să găsim. Armura noastră e aproape distrusă, e de jumătate, deci o să ne mai țină. Și sper să terminăm în episodul acesta și cu luatul de obsidian și să ne îndreptăm spre casă. Dar am să pun eu o pauză până iau acel obsidian. Ca să, na, să nu mai stăm atâta, să pierdem din episod. O să ne asigurăm, punem la aici apă peste lavă. Bun, punem o mică pauză și revenim imediat. Așa, și am revenit. Am spart zona asta, adică am luat obsidianul pentru portaj și pentru masa de enchant. Acum trebuie să mai merem să vedem dacă s-a făcut ceva sugarcane. Facem masa de enchant și între timp o să facem și o cameră specială, să spunem noi așa, în casă. Bun. Deci s-ar putea că episodul ăsta să dureze mai mult de 10 minute, undeva 15, nu știu exact încă, pentru că am să pun și celălalt episod sau o parte din el, din ce trebuia să fie. Bun, acum mi-am pierdut șirul la episoade, adică nu mai știu exact la care am rămas, dar nu contează, pentru că am să mă uit și o să revedem la ce episod am rămas. Deci ca să facem camera de enchant, trebuie să săpăm aici cam câte pătrate. Să vedem cum vine. Deci pe părțile astea o să vină cărțile, adică rafturile cu cărți. Așa, bun, bine că mai avem un pickaxe la noi, nu vreau să-l folosim pe ăla de diamant până nu le înceantăm. Sper să pice ceva bun, eficiență, pentru că simt, taci, să fiu sincer, nu-i prea folositor. Doar dacă e vorba să muci cărți de enchant, sau adică rafturi de o cărți de enchant, sau să iei pepenii și alte chestii. 2, 3, 4, asta punem deoparte. Portalul o să-l facem după ce folosim tot levelul, pentru că nu vreau să risc să murim și să ne pierdem nivelul. Unde am pus cartea aia? Dacă o vedeți, vă rog să nu urlați ca nebunii.
în față la monitor. Da, să fiu sincer, nu știu unde am pus-o, așa, aici. 3, 4. Da, bine, știu că am pus greșit acolo. E bun, acum avem și masă de enchant. O punem aici. Și... O să cobblestone aici. Torțe mai punem. Ia să lăsăm... Nu de jumate. Lăsăm doar pe aici. Apa, punem niște torțe. Deci să fie mai lumină. Merge să vedem dacă a crescut ceva din fermă și cred că încheiem episodul acesta. Bine, ar fi să fi crescut. Da, absolut nimica. Bine, o să las jucătorul în jurul, nu știu exact, o oră, jumătate de oră aici la mob spawner. O să se spawneze și scheleți și o să mai crească și trestia asta între timp. Între timp. Atât. O să mai vedem și de fermele astea. Bun, să sculegem astea și încheiem episodul. Nu, și cartofii să-i culegem. Facem aici fast food ceva. Bun. La revedere lume, ne vedem în episodul următor. Bye bye!